acest experiment vom demonstra dacă depinde forța de frecare de apăsarea normală. Apăsare normală care, în cazul unei suprafețe orizontale, este egală cu greutatea corpului care se deplasează pe suprafață. În cazul acesta, priviți, am pus 4 monede de 50 de bani. Greutatea lor este apăsarea normală din partea acestui corp. Și să vedem forța de frecare în acest caz, adăugăm monede în păhăruț. Iată, a început să alunece uniform. Deci, în acest caz, am pus 2 monede de 10 bani. După care, o luăm de la capăt și umplem monede, multe monede, să avem o greutate mare. O să le mai numărăm, se vede la diferență. Să avem o greutate mare și deci o apăsare normală a corpului pe această suprafață mult mai mare. Și acum începem și punem monede, să vedem la câte monede începe mișcarea uniformă a acest corp. Sper să-mi ajungă monedele. Iată, a început să alunece. Și acum să vedem diferența. Nu mai stăm să le numărăm și să calculăm. Priviți cât de multe monede a trebuit să pun în pahar ca să obțin alunecarea uniformă a acestui corp. Deci, ce ne spune legea a doua a frecării? Ne spune că forța de frecare este direct proporțională cu apăsarea normală a corpului.